Codul Hemming este un cod de detectare și corectare de erori, ceea ce presupune că vom primi un mesaj inițial, spre exemplu 1011, pe care îl vom codifica cu ajutorul cifrelor de control. Numărul cifrelor de control se va stabili cu ajutorul următoarei inecuații. Mesajul este scris pe 4 biți, deci o să avem K plus 4 plus 1, K plus 5, de unde rezultă K egal cu 3, pentru că verifică inegalitatea 2 la 3 este mai mare sau egal decât 3 plus 5. Mesajul se va transmite pe M plus K biți, adică 4 plus 3 egal cu 7 biți. Bun, vom avea în vedere că mesajul transmis va fi următorul. Cifrele de control vor fi puterea lui 2, adică C1, C2, mesaj, C3, mesaj, mesaj, mesaj. Vom înlocui din mesaj 011 și vom afla cu ajutorul matricei Hemming cifrele de control. Vom face așadar o matrice de 3 linii de 3 linii și 7 coloane, care va arăta în felul următor. Scriem 1 pe 3 biți, 2 pe 3 biți, 'Iar această matrice se înmulțește cu transpusa mesajului și se egalează cu 0, pentru că presupunem că nu avem eroare. Așadar, înlocuim cu mesajul transmis și obținem C3 plus, se face adunare în modulul 2, plus 0 plus 1 plus 1. Cu 0 asta rezultă că C3 este egal cu 0. C2.
că am aflat valoarea cifrelor de control, așadar nu ne rămâne decât să scriem mesajul care se transmite. Mesajul este egal cu C1, C2, adică 0, 1, M1, 1, C3, 0, 0, 1, 1. Acesta este mesajul codificat.